Dacă mă gândesc, altfel nu îmi dau seama de ce am damage mai mare cu asta față de aia cu damage mai mare. Ca ai critical chance de asta, ce ai și attack per second. Nu știu, bă, critical e critical. Eu zic acum, când stau în hideout și mă uit la damage, la ciclon, la DPS, știi? Dar uite-te și la critical cât e diferența. Cred că e vreo 5 pe acolo. Dacă e vreo 5 diferență, înseamnă mult 5 asta. Unde? La ala diferență cu 24 critical strike chance sau ce? Când pui foilul ăsta și foilul celălalt. Critical chance. Ăla... E mai... Ăla are 23. A, și tu ai 24 ani. Și ăsta e dar 25. Nu știu. Da, nu e mare. 24, da. Nu știu, chestia e că mi-a boost, mi-a crescut damage-ul cu 3000, aia mă interesa să crescă damage-ul la cicat. Nu contează, poate să-mi arate acolo și 1 damage. Dacă crește damage-ul... Bă, și am făcut un simulacru, frate, nu vine să cred, cu headhunter-ul ăsta. Bă, dacă bat un mob de ăla și îmi dă buff-ul de haste și mi-activez și o poțiunea, flascul, bă, ochii nu fac față la ce viteză se învârte ăsta. Bă, instantaneu, nu venea să cred, rădeam ca prostul. Deci instantaneu, frate, deci are un attack speed și move speed, deci nu faci față să vezi tu la televizor, nu faci față să îl urmărești, ce rapid se miște, doar ochii, frate. Uite mă frate, am găsit unul cu 294, are attack per second 2.02 și cere 10 exotic. E bună, mă gândesc, dar ce are pe aia acolo? Că dacă are acuratețe sau poison on hit sau de-astea, te piși pe ea. Are acuratețe, dar mă gândesc că poți să-i pui critical chance. Stai așa. E făcut cu... Deci cum ți-am făcut eu poza? Foilul ăsta, eu mi-am pus pur damage, attack speed și criticală. Astea trei doar. Uite, mă gândesc că pot să-i schimb de acuratețul ăla cu critical chance. Și 10 exot. Da, nu știu. Nu, e bună cipă, e bună sabie, adică nu. Ca acuratețe aia e doar ei să fix. Trebuie să poți. Da, dacă îi bagi crasta tot, nu are. Păi are. Nu, n-are, n-are. Aaa, n-are craft up? Îi bagi multiplier odată, îi bagi după aia critical chance cu quality și gata. Sau... Și te scoți atribute. A, poți să-i bagi și un prefix. Da, la prefixul ăla nu mai poți să-i bagi. Ori bagi cu Warlord, cu Exol de la, sau cu Exol simplu, sau... Trebuie să scoți tu ceva. Nu poți să bagi încă un physical, nu? Nu. Păi eu i-aș da 10 exemplu, jur. Păi dai cu ce faci cu el, e bună, sabia, cum e... Dacă e mai bună decât a ta, poți să o ții și așa pe tine momentan. Deci bun... are 280 cu 1.82. Vezi? Faza e că a mea are 15% un name on hit. Atât. Da, nu știu. E bună, oricum sabia e bună. Dacă aveam exultul sincer o cumpăram eu. Dacă nu vrei tu să o cumperi. Cumpărat eu cum? Că 10... Cred că merită la 290 ceva. Da, depinde. În cel mai rău caz o cumpăr și poți să o lași așa. În loc de quality, bași critical strike ăla. Cu quality. Da. Și... În cel mai rău caz trebuie să-i bag divine. Multe ca să știi, da? E oricum, poți să 15 divine.
Da, dar vezi că el are damage-ul ăla 200, 300 cât are, că i-a picat quality 18%. Tu cât o să faci criticale și nu ți-a picat quality-ul 18, ai pierdut, ai scăzut și din damage. Dar nu văd vreuna cu 300 și ceva. Am găsit eu una, dar nu acum. Ieri când m-am uitat una alta, dar avea curatețe și încă un căcat și nu... Nu se merită. Aș da și 30 de exemple de asta, că văd un fol de ala și 40 aș da. Că văd cu 350 DPS, cu attack speed, cu încă un multiplier, poate cu un critic, 5. Multe foruri de acum cu 200, peste 200, 80. Da. Dar atenție, poate să fie tricky, înșelător, că depinde, uite, cum mi-a picat, am făcut eu sabia asta seara, să vezi, mi-a ieșit cu 258 damage, da? E mai bună decât aia mea cu 280 damage, 200 cât aveam. Deci aia zic, nici nu, vezi, e ceva care trebuie să știi, nu știu. Am dat papucii aia azi cu 15 exemple. Bun. Bravo. Da, am zis să-i dau să scap de ei. Nu știu, frate, e riscul prea mare să-i dau redus atributul ăsta, știi? Da, nu. Cel mai rău caz, bagă schimbă și bagă tu criticală cu quality și da. Las-o așa. Și e bună. În caz pe viitor te mai faci jos de alt foil mai bun sau la fel, atunci bă, am permis să mă risc, știi? Tu știi cum pot să-i schimb quality-ul ăsta ca să tot timpul să-l am, să-l fac de 18? Pentru că ăsta nu-i craftat. Pot să bag alt mod, după aia iar bag ăla cu censul până mi-l dă de 18. Păi da bă, dar te costă un exalt. Wow. Păi atâta, e zic eu. Ia uite-te cât te costă. Dacă te costă 4 ceauz, da, poți să faci o șmecherie asta așa. Dar dacă nu te costă... Bărbu un pic. Costă un exalt.
pe aia. I-am băgat ăla cu critical chance și mi le-a dat pe amândouă maxim. Deci 25 critical chance și 18 foame. Super, așa are. Cât e? Un exol, nu? Nu zici. Da. Cum o să vă la 20? 14.900. Mamă, ea crește cu 2000. Și atacul ăla, secundă. Da, trebuie să cumpăr Warlord. Doar Warlord-ul e bun, nu? Nu m-am uitat ce poate să dea Hunter-ul. Poți să te uiți să vezi ce poate să dea Hunter-ul. Sau Baranul, dar nu m-am uitat niciodată la ele.